Pentru mine, Vila Cerbe e un lucru măresc care s-a întâmplat aici și a fost un spațiu creativ care aș vrea să-l aduc în zona asta contemporană, un spațiu în care se pot întâmpla diverse lucruri artistice, culturale, se poate crea un hub la malul mării în care artiștii să vină, să creeze anumite cuiburi, să-și dezvolte anumite idei, să simtă o inspirație mai aparte. Marea m-a văzut și plângând și cântând și îndrăgostindu-mă și trăind. Dar cel mai mult îmi place când mă vede cântând. Ce avem noi aici, de fapt, e inspirația asta de circumstanță, de atmosferă. Nici nu contează dacă compui ceva, dacă îți vine vreo idee. Adică contribuie la liniște. Suntem la mare, ai multe tipuri de atmosferă, stele, valuri. Comuniunea om-natură. Nu sunt un tip singuratic și din natură mă retrag în oraș. Eu încă de când veneam de mică, de când veneam în Eforie Sud, veneam în tabere. Sincer, am observat întotdeauna frumusețea caselor și greutatea lor și faptul că sunt încărcate cu povești și toată stațiunea asta e încărcată cumva cu poveste. Și a venit foarte natural ideea că hai să mergem la Rome și la Vila Cerbo să facem seara asta. Conexiunea cu toată lumea de aici și cu voi și cu trupa și noi între noi, asta este ceea ce ne lipsește. Și de fapt așa vine inspirația și așa putem să răspundem la întrebarea ce e inspirația. Inspirația este conexiunea dintre oamenii cu care lucrezi și e foarte important să avem locuri de genul ăsta în care să reușim să ne adunăm și să nu conteze că am închiriat sala de studio sau că trebuie să plecăm, că avem probe de sunet. Nu contează că ești artist în 1800 sau 1900 sau ești artist în 2020-2022, că până la urmă tot de conexiune și tot de oameni ai nevoie și să vorbești aceeași limbă cu ei. În general e mai important să stai împreună decât să lucrezi împreună. Energia și chimia se face în timpul liber împreună și atunci când ne vedem parcă iese din prima, știi cum se zice. Focul arde în piept și dorința ne inundă. Să deschidem ochii mari, degeaba stăm la pândă. Tot ce am visat chiar acum se întâmplă. Și fără de speranță, că nu e prea târziu, noi n-avem nicio șansă cu sufletul pustiu. Hey! Oh, oh. Pur și simplu, în momentul în care ești expus la noi lucruri, îți vin noi idei. Și cu cât este mai liniște de jur împrejur, cu atât este mai gălăgie în interiorul capului tău.
nimeni. Ah, în 5 minute trebuie să plec. Ah, am uitat că în jumătate de oră trebuie să fiu acolo. Dacă iei pe toți de acasă și duci într-un loc unde nimeni n-are planuri. E excelent. Adică e de dorit așa ceva să se întâmple mai des. Sau cât mai des. Depinde cum vrei să... Vrei să construiești lucrurile astea și cum vrei să le trăiești. Și dacă tot suntem aici la un viitor actual hub cultural și am zis că dacă tot aveam luat un portbagaj, l-am făcut pe gagiul ăsta, care este Ioan Movilă, sponsorul spiritual și financiar al stației. Exista chestia asta, că vara, oamenii care se ocupau într-un fel sau altul de creație, că erau scriitori, că erau actori, că erau compozitori, fiecare ce făcea, exista chestia asta că ei se duceau fie la munte, fie la mare, era așa un fel de perioadă de creație. Și mie mi se pare foarte, foarte tare chestia asta și zic, mă bucur foarte tare că există în plan un astfel de proiect. Poate să fie ca un fel de incubator în care oamenii se duc în acest spațiu cultural, în acest loc de joacă, în care pot să exploreze și să creeze și să nască idei și proiecte care după aceea să se concretizeze ulterior după ce oamenii își încheie stagiul acolo. Deci mi se pare o inițiativă absolut minunată și când începe? Atmosferă, stele, valuri, white noise-ul ăsta de pe fundal permanent, orizontul care e un mare actor pentru liniște. Adică totul capătă complet alt sens și e mai fain și e mai liber și e mai cu zâmbet. M-am bucurat că am venit cu o piesă pe care am regizat-o, cu niște oameni minunați. A fost o comedie spumoasă, publicului a plăcut, au fost mult mai mulți decât ne așteptam. Așa că anytime putem să revenim, pentru că pentru noi în sine a fost fabulos. Este un loc foarte frumos. E prima dată când vin aici și am văzut în poze înainte să venim. E atmosfera, în primul rând, foarte mișto și foarte potrivită pentru lumea asta culturală, mi se pare. Aia în grădină e minunată, e îndeamnă la artă, la cultură, să zic așa, să faci lucruri. Fie că faci o piesă de teatru, fie că vii și pictezi, te poți integra în spațiul ăsta și îți vei găsi un colț al tău în care să poți să fii creativ sau să creezi. E super cool că e așa. Locurile astea și prin care am ajuns au cât și o poveste ca lumea. Oamenii care au sfințit locul, care au creat în locul respectiv, care au gândit pentru locul respectiv. Cochilia. De la Cochilia până aici în curte se întâmplă bine, adică e o atmosferă foarte drăguță. Deja ne gândim cu bine la artiștii ce vor fi invitați de-a lungul anilor. O să dorească după ce o să vadă imagine, o să-și dorească să ajungă pe aici și dacă nu îi conving imaginea, să-și dorească cu siguranță să ia vorba de la mine, fiindcă e un mediu bun de a evolua din orice punct de vedere. Orice punct de vedere. Și aerosolul ăsta de aici, de la Euforie, nu se compară cu nimeni.
cred că cel mai important lucru este să creăm o comunitate în jurul acestui centru cultural, o comunitate care să se dezvolte organic, cu oameni care sunt interesați de acest subiect, care vor să vină să dezvolte lucruri și proiecte artistice. Poate să fie o chestie nouă în care oamenii să se întâlnească, să se cunoască, să colaboreze între ei. Cred că se pot întâmpla lucruri foarte interesante și benefice pentru toată industria culturală și susținerea spațiului artistic din România.